Ca să poată sprijini legal activitatea din școală, câțiva părinți au înființat propria asociație, pe care o vor lăsa moștenire generațiilor care vor veni. În opinia lor, e singura șansă de sprijin a școlii. Într-un an de activitate, au ajuns la concluzia că asociația de părinți face pentru elevi mai multe decât guvernul. Cu certitudine, m-am uitat pe proiectul de buget anii anteriori. Sumele reprezentau numai plata, asigurarea salariilor personalului angajat și o sumă mai mică pentru utilități. În rest, absolut nimic, nici măcar pentru mobilier sau pentru achiziționarea de manuale. Nimeni nu le dădea vreo șansă la început. Când a văzut că se poate, directorul a început să spere la mai mult. În primul rând, grupul sanitar trebuie renovat, refăcut din temelii. Terenul de sport trebuie reamenajat, să avem protecție pentru copii. Nu avem o sală de sport, dar am prins un buget și poate că bunul Dumnezeu și Moș Crăciun ne va ajuta să realizăm o sală de sport cât de mică pentru acești copii minunați. Părinții sunt mulțumiți acum, dar spun că statul nu face mai nimic pentru copiilor. Nu cred că e posibil ca în această școală, de exemplu, să părinții, comitetul de părinți să ajungă să cumpere și creta, nu la copii. Ei, nu știu dacă face tot ce trebuie. Probabil fac, dar într-o măsură foarte, foarte mică. Da, eu îi cumpăr dacă trebuie, dar eu am pensia 430 și nu-mi permit. Inclusiv și pentru sărbători. Ar fi necesar pentru ca copiii să bucure, pentru că, cum am precizat mai devreme, nu toată lumea are posibilitatea ca să vină Moș Crăciun. Așa și achiziții scolare, de la caiete până la cărți. Pentru că nu e o școală cu elevi care vin din familii bogate, o parte din banii care provin din impozitele părinților s-au întors la copiilor, asta sub formă de pachete cu dulciuri de Moș Crăciun, împărțite la tradiționala sărbare de final de an.